Un bărbat din Arad a rămas fără permis după ce a condus cu 174 de kilometri pe oră pentru a-și duce fiul bolnav la spital, care a și murit ulterior. Judecătorii au refuzat însă să-i restituie permisul, în ciuda faptului că amenda a fost transformată în avertisment. Conform bzi.ro, un bărbat a rămas fără permis după ce a condus cu 174 de kilometri la oră. Bărbatul prins conducând cu această viteză pe o porțiune de drum unde cea maximă era de 100 de kilometri la oră a cerut în instanță anularea sancțiunii. În timpul procesului, bărbatul a invocat starea de necesitate. Acesta a recunoscut că a mers cu viteză excesivă, însă susține că a făcut-o în calitate de agent de pază, fiind nevoit să ajungă de urgență la o intervenție, moment în care și soția i-a comunicat că fiul în vârstă de 2 ani se simte foarte rău și trebuie dus urgent la medic. Magistrații nu au fost însă înțelegători, aceștia au respins cererea de anulare a sancțiunii, arătând că petentul nu a dovedit în niciun fel cele invocate, iar starea de necesitate nu poate fi reținută pe baza unei simple susțineri. În ciuda faptului că sentința a fost atacată cu apel, judecătorii de la Tribunalul Arad, unde s-a și judecat, au admis în parte plângerea, transformând amenda în avertisment. Judecătorii de aici au considerat că în calitate de agent de bază, depășirea vitezei nu se justifică. Iar dacă ea ar fi reală, nu justifică starea de necesitate și nu înlătură sau atenuează răspunderea contravențională a petentului. În atare împrejurare, era necesar să apeleze Sistemul Național pentru Situații de Urgență la numărul de telefon 112, nu să circule cu atât de mare viteză, punând în pericol pe ceilalți participanți la traficul rutier, fără însemnele prevăzute de codul rutier pentru autovehiculele care circulă în regim de intervenție, au arătat judecătorii. Magistrații Tribunalului Arad au arătat că având în vedere că fiul său se simțea rău și că a fost sunat de soția sa, acesta trebuie dus la spital, acesta și decedând ulterior justifică aplicarea sancțiunii avertismentului. Aceasta nu a atras după sine însă și anularea sancțiunii complementare conform bzi.